Salutare, dragilor! Azi vă invit la un nou episod. M-am gândit la o nouă serie. Voi încerca să merg în târgurile de vechituri din zona Bucureștiului, în căutarea sculelor de pescuit retro, vintage, lansete, mulinete, năluși de pescuit. Voi vedea ce voi putea găsi, la ce prețuri, cât voi putea negocia. Bineînțeles că am să vă arăt și vouă ce voi găsi și cam care sunt prețurile. Și în cazul în care îmi voi cumpăra ceva, vom face probabil și câteva episoade speciale dedicate acelor scule de pescuit. Vom vorbi despre istoria lor. Sper să fie ceva interesant, să vă placă. Dacă vreți să vedeți și altceva, am să vă rog să îmi lăsați comentarii. Și nu uitați, un like mă ajută foarte mult, vă mulțumesc, haideți întâi să vedem ce găsim. Ia uite, deja am găsit niște mulinete. Și acum e greu să mă mai păcălești. Uite cum vine treaba. Da, nu erau niște mulinete retro, așa că... Haide să intrăm în târg. Aici casa de bilete. Hai, du-te și. €4,99 intrare. Avem bilet, avem jeton. Să intrăm. Și am intrat în târg. Haideți să vedem ce găsim. Să vedem. De obicei, cei care au scule de pescuit mai au câte o lansetă, câte o undiță ridicată. Deocamdată nu văd nimic. Ne uităm să vedem ce găsim. Așa. Deocamdată nu prea văd scule de pescuit. Mai căutăm. Și tot 2 lei și... Nu e nimic vechi. Nu. Mergem mai departe. Știi ce vreau să văd dacă mai găsesc? Un pește de televizor. Celebru pește de televizor de la vechi. Să vedem dacă găsesc așa ceva. Nu ar fi interesant? Onic? Peștele de televizor nu ar fi interesant? Ba da, găsesc? Ba da, un milator fix, să n-am pus eu mâna să simt telefonul. Și unul, dacă nu pui și la o gherlă... Da? Da, da. Ia că am văzut în zare scule de pescuit. O să ajung imediat și în acel colț. Să vedem ce-o găsi. Aici sunt niște lansete vechi. Ia să vedem. Nimic interesant. Mergem mai departe. Alo,
Ei, vreau să mai iau un cum am Da, nimic vechi până acum. E foarte bine că cu astea care se ciobesc, mie nu trebuie fermarul. M-am un pic și mă prăjesc că nu vezi că stau de... Pune pe mâna de pic, să-i pune la mine. Dar nu mai găsesc cu culacură de asta altă. Nici eu nu știu unde te duc. Marinuș! Te-au interzis că nu știu de ce-și bagă copiii în gură. Să înțeapă cu ele, da? S-au făcut din carton. Dar pot să vă pun de asta? La roșu? Ai văzut ceva? Acum are un fir mai vechi. Luați tot de la mine. Da, dar nu e. Ce este? O broască chinezesc. Ce? Hongi, vermele. Vermele. Pomidă, mă. Da, nu e vechi. Te împrejurești. Ia. Mulinete. Nu e ce caut eu. Mergem mai departe. Uite aici o germina. Ia să vedem. Germina standard 1,80 are. Până în 15 grame. Aici nu știu de ce e lipită, dar în fine. Dar nu cred că e ruptă. Inelele sunt toate. Inelele sunt toate. Asta la ce preț e, nu vă spun? 80? Da, da, știu. Știu. Da, da, cam scumpă. Ne-am luat cu 40. Da, în fine. Uite aici, efecte militare. Aici. Gamele. Uite, vine că tu nu știi. Alea sunt gamele. Acolo se ținea, uite acolo, se ținea mâncarea, ciorba și felul 2. Și în capacul ăla era farfurie. Nu cred. Și aia e un fel de, pentru apă, știi? Cu cană, cu tot, cu apă. N-ai făcut armata, nu știi. Făcut-o pe internet. Da. Și uite, fel de fel de efecte militare vechi. Plasă de camuflaj. În fi. Dar astea sunt chestii mai noi. Ia să vedem ce lansete sunt aici. Nimic interesant. Da. Aici pe aici. Bună ziua, nu mai aveți germinaia Forello? Nu, am dat-o dimineață. Ați dat-o? Am pe aia mai mare. O știu, nu, pe aia la altă mă interesa, da, Forello. Am dat-o dimineață. Da? Cât ați dat? Da. Dar mai e 4. Uh-huh. Cu cât ați dat-o? 4 și 4. Tot ce vrei, uite. Nu mi-ați dat-o mie săptămâna trecută. De ce n-ai luat-o? Păi mi-a zis 50 și v-am dat mai puțin și n-ați văzut. Nu știu când mi-ați dat, nici nu știu când mi-ați dat. Ia să încercați pe aici. Astra. Sunt mai făcute sau mi se pare bine? Sunt, da, îți dai seama. Da, nu știu. Da, am văzut. Asta ce e? Pe mine mă interesează chestii astea vechi. Păstrez numărul 3. Da. Uh-huh.
să o iei unde vrei. E pentru culoare, nu e mai pe mine. Da. Pentru culoare, tot ce vrei. Ok. Mamă, mă, să mori de la mandrin, de mai. Ce mă răsuri la mine. Asta vezi, bă, și mă, dacă nu e clar. Asta e... Așa vine. Asta e modelul. Germina aia mai mare, am una. Ia de aici. Da, ia carara aici. Da, 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 știu. Rolvenț. Știu, știu, știu. Relax 64. Da. Am una luată de când era mai mic, de la Auto Moto Velosport, cu tocul lansetă. Am luat. Germina, da? Germina, da, aia roșie. Da. Între timp mai mi-am luat, am și aia verde cu unel de plută. Una galbenă și una albastră, Germina. Mm-hmm. Da, asta, nu? Da. Mm-hmm. Ok. Da. Și asta. Da, 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 am văzut o, știu, știu, știu. Asta e un dam. Da. Este un Poseidon. Mhm. Mai ok. Trebuie să aibă și asta aici încă un inel. Da, avea un inel. Trebuie, dar nu mai e lipsă. Da, se găsește. Da, să vezi. Aici, uite, astea sunt originale ale Evoxe. Da, asta, eu, asta nu știu dacă e original. Ce? Ba, da, da, e curățat. Da? Că trebuie să fie așa. Nu are, argintie. Nu, nu are așa, că asta e mai mare, nu are. Da. N-a avut. Uite, mm-hmm. Asta n-are. Mm-hmm. Vedeți da, câte la înălțime aici. Mm-hmm. Și vi-l aduc eu cam de 2 și 10, să vedeți că mm-hmm. nu are. Au fost... Mm-hmm. Deci, a fost unele cartuși. Mm-hmm. Okay. Deci aia o nouă pădurează decât așa, dacă e ruptă de-n vârf. Mm-hmm. Așa era controlul, să așa. Păi, ai înțeles? Da. Așa rămâi. Asta nu mi se pare originală. Uite că e albă. Asta a fost pusă. Deci asta l-acoprești tot galbenă, uite-o. Da, știu, dar nu... Mataca, nu? Păi, am la fel și de-aia, știu cum. A, de prins se prinde, da. Da. Ia uite. Nu vezi, știu, nu știu. Are la ce preț e asta? 50 de lei. 50? Da. Ok. Și am și roșii, am și mm-hmm. negre. Păi, mai aduceți. Originale. Mai venim. Da, da, dacă... Dacă ne merim să venim la timp, da? Da, mă rog. Mm-hmm. O să le aduc. Ok. Bine. Dar nu le... Alea roșii și cu alea, mm-hmm. dacă sunt noi, nu le dau în preț. Da, vedem. Bine. Mulțumim. Sănătate. Numai bine, sănătate. Sunt atât de multe vechituri. Încât dacă nu vii setat să cauți ceva anume, s-ar putea să-ți dea cu durere de cap la cât de multe lucruri sunt. Sunt unele chestii și interesante pentru toți colecționarii, se găsește câte ceva, totul e să cauți. Din păcate eu nu prea am găsit până acum scule de pescuit. Mă refer la scule de pescuit retro. Dar mai caut. Scule de pescuit chinezești. Da. Nu am nevoie de așa ceva. Dragilor, din păcate, de această dată nu am găsit nimic în târg, n-am găsit nimic valoros, să zic așa, niciun fel de echipament retro, doar o singură lansetă Germina, dar am lansete Germina și aceea a fost destul de scumpă. Dar vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat din același târg o săptămână înainte. Am găsit această mulinetă, Zepco XRL 35, este o mulinetă japoneză cu tocul tambur de rezervă. Nu știu dacă se vede, dacă se focusează, made in Japan. Așa.
Este full metal cu tambur din ABS, un plastic mai dur, și haideți să vă arăt cum funcționează. Ia uziți. Este o mulinetă produsă în noiembrie 1972. Așadar, peste nu foarte mult timp, mai puțin de o lună, va împlini 50 de ani. O mulinetă care arată foarte bine, e foarte bine întreținută, nu prea are foarte multe zgârieturi, merge extraordinar de bine, are și anti-retur. O mulinetă pe care aș putea să o folosesc chiar și acum în condiții foarte bune și chiar am să încerc să fac o partidă de pescuit cu scule retro în care am să o folosesc. Pe această mulinetă mi s-a cerut prețul de 50 de lei, dar până la urmă, în urma unei negocieri, am reușit să o cumpăr cu 40 de lei. Așadar, dacă căutați în târgurile de vechituri ceva anume, s-ar putea să găsiți și această mulinetă chiar merita să facă parte din colecția mea, așa că pot să zic că am salvat-o și am adus-o alături de alte mulinete pe care le am în colecție și care am să vi le arăt într-un episod viitor. Până data viitoare, eu vă urez fir întins, să ne auzim și să ne revedem cu bine. Numai bine!